Oricum, Gata. distrează, da? Cu împărțirea aceasta. Deci, hai să luăm de la început. 38 în 38 merge odată, explică tu. 38 în 38 merge odată, am scris 1. Am scăzut nimic. Acum pe 0. Putea să, în loc de 0, putea să fie orice cifră. Da. 0, 1, 2 până la 9, da? Până la 9, da. Am coborât aici și am văzut că nu se poate. Așa, 38 în cifra aceea merge de 0 ori. De aceea am pus. De aceea am scris aici 0. Apoi am coborât pe celălalt 0. La fel. 38, adică 0 în 38 de 0 ori. Corect. Am pus pe 0 aici. Așa, așa. L-am coborât și pe 7. Da. Și fiindcă nu mergea, mergea de 0 ori. Exact, asta e important. Am pus și pentru el 0 aici. Excepțional, așa, ăsta e motivul. Și a rămas rest 7. Corect, restul este 7. Și noi am făcut proba și totul a fost perfect. Deci ce lucru esențial? Sunt trei lucruri. A treia chestiune este asta, că la fiecare coborâre ai tu grijă că dacă nu e suficient de numărul respectiv, atunci punem de 0 ori. Să nu uităm să punem de 0 ori, că altfel greșim și răspunsul va fi aiurea și din clipa aceea am dat totul peste cap. Da, ștergem tabla și să trecem la al doilea punct. Din caiet. Da. Și ne-am inspirat din ce ai acolo ca să ștergem. Da. Poți să ștergi. Tot, sigur. Ca să ne facem spațiu pentru... Am avut niște exerciții ușoare și da, după aia, dacă le terminăm, sunt vreo 5, pot să vă arăt ce am făcut azi în clasă. Și mai tare. Și mai tare mă frământă să ne arăți ce ai făcut la clasă, că vreau să explicăm și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Atunci mergem mai repede peste test ca să ne ducem să ajungem la clasă, bine? Atunci facem testul și nu ne mai oprim. Da. E prea udă, trebuie să-mi iau un șervețel. Ai văzut în filmulețele mele cum se întâmpla? Mămica aceea ieșea repede la tablă și ștergea tabla, nu? Da, am văzut-o. Dar că era mai greu pe tablă cu cretă, fiindcă trebuia să aștepta să se usuce. Da, sigur. Tot nu se usuca, să nu fac prea multă așa. Mai bine. Al doilea exercițiu este cam așa. 2. Să scriu mai mare să se vadă că Da, foarte bine. Aceste numere, stați, numerele acestea, 2, 3 și 5, să le așezăm pe axă. Cam strâmbă, da? Așa. Aici e, stați. Aici e 0 și aici e 10. Și astea, în numele astea, să le așezăm pe axă. Bun. Și atunci am aici 1, aici 2. Bun. Aici 3. Bun. Aici 4. Aici. Da. 6, 7, 8, 9, 10. Dar nu opri acolo, pune săgeată, că să știi, ne putem duce cât vrem de mult. Și pe 11 și pe 12 îl putem pune oricât de mult. Deci nu se termină acolo toate numele, cât ar fi de mari, cât ar fi de mari cu putință, îți găsesc locul acolo pe dreapta respectivă. Bine. De la același exercițiu. Acum să așez 10, nu 5, 10 și 30 pe axă. Bun. Perfect. Și am
Adică... Nu, nu, nu opri, că e segment ăla. Așa, așa, așa. E perfect acum. Ia mai mic, ia mai mic segmentul. Ia mai mic. Așa. Mai mic, chiar mai mic. Unitatea de măsură mai mică. 1, așa. 3, 5, da. 7, 8, 9, 10. Da. Sunt așa de strâng. Și încă o dată 10 aceea. De 3 ori trebuie să ai, nu? 11 acum ar urma. Deci dacă mai faci încă nu, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Acolo ar fi 30. Asta s-a înțeles, da? Asta trebuia să faci. Bun, corect. Următorul exercițiu o șterg aici. Da. Nu mai, nu mai ud. Atâta, pur și simplu ștergi, că se șterge foarte repede, ca să nu mai uzi, să usucă mai greu pe urmă. Da, dar totuși trebuie să ai unde am pus asta. Totuși, buretele încă mai are apă pe soluție. Da. Așa, micușul de gunoi. Următorul exercițiu, am să rezolv, așa, am să rezolv această chestie. Da. Această chestie, 2 pe 9 ori 18. Aș. Știți să faceți? Eu știu. Nu știu. Deci, ne-a făcut o schemă repede aici cum să facem. Ne-a zis că... Prima dată... Uite aici. Așa. Da, e mecanic. Nu-mi place. E mecanic și tu ai învățat schema, dar nu schema mă interesează. Hai să gândi. Gata, mă ocup de chestia asta. Asta e foarte important. Șterge, șterge dedesubt complet. Șterge complet și trebuie să ne ocupăm că acum e terenul cel mai important. Deci nu mecanic. Aici e marea problemă. Din păcate. Șterge așa. Șterge tot, că acum e timpul meu. Trebuie să vedem cum îi explicăm noi chestiunile acestea în varianta profului online. Da? Deci, din punctul meu de vedere. Aș vrea să spun așa, că 2 împărțit la 3, să notez așa discuția noastră ca titlu fracții. Descrie titlul discuții fracții, da? Nu neapărat sus acolo, putea fi scris și mai jos. Fracții. Tu ai ajuns, ai auzit la școală despre fracții? Da. Perfect. Păi cred că prin clasa a treia se fac. A doua, a treia. Deci a treia, când facem împărțirea, încep să vorbim și de fracții. Deci 2 împărțit la 3, scrie așa, 2 împărțit la 3, așa? Da. 2 împărțit la 3 se scrie într-un alt mod. Deci 2 împărțit la 3 egal într-un alt mod cu 2 supra 3. 2 liniuță 3. Asta trebuie să înțelegi. Deci când vezi o fracție 2 pe 3, trebuie să înțelegi că 2 este împărțit la 3. Sau dedesubt, 4 împărțit la, scrie și așa, 4 împărțit la 2 este scris ca fiind 4 supra 2, nu 2 supra 4. Deci, el de pe primul loc de împărțitul la numărător. 4 supra 2. Și cât face 4 împărțit la 2? Egal mai departe ca valoare, valoare egal cu 2. 2. Că 4 împărțit la 2 egal cu 2. 1 împărțit la 2. Ia scrie, 1 împărțit la 2.
1 împărțit la 2. Se scrie 1 supra 2. E, tu ai putea să reprezinți o jumătate dintr-un 1 pe 2, înseamnă jumătate dintr-un măr, dintr-o măr, dintr-o pară, dintr-un dreptunghi. Ea desenează, nu un dreptunghi, un pătrat. Desenează un pătrat. Știu eu cum să vă fac o schemă. Uitați. De exemplu, și acum asta aș reprezenta-o prin aici am aș avea 6 pe nu, 2, nu, 3 de aici pe 6 din astea. E bine? Da, da, dar ai sărit un pic peste ceea ce vreau să mă duc. Prin mă interesa un singur pătrat. Te rog să faci un singur pătrat. Și pătratul ăsta îl împarți în două. Și atunci 1 pe 2 este una dintre zonele cele. 1 pe 2 este fie aia din stânga, fie aia din dreapta, da? Și una și cealaltă tot 1 pe 2 înseamnă. Și una și cealaltă tot 1 pe 2. Ca să nu fie nicio confuzie, pune-o dedesubt. Cum ai hașurat, pune dedesubt 1 pe 2. Sub partea hașurată pune 1 pe 2. Deci 1 pe 2 nu în dreapta acolo, ci pune-l sub partea hașurată. Acolo, ca să fii foarte explicit. Da? 1 pe 2 asta înseamnă. Aș vrea să te întreb, 1 pe 2 plus 1 pe 2, cât face? Ia să încercăm. 1 pe 2 plus asta 1 pe 2. Acum facem 1 pe 2 plus 1 pe 2. Păi nu fac 1 plus 1. Dar cât fac 1 pe 2? Adică o jumătate de pătrat și cu o jumătate de pătrat. Fac două jumătăți, nu? Deci este egal cu 2 pe 2. Deci egal cu, așa cum ai spus tu, 2 pe 2. Se adună cei de sus, că jos la fel. Deci se scrie o singură dată 2-ul de la numitor. Se cheamă numitor ăsta de jos, parcă, nu? Îți mai amintești? Numitor, numărător. Așa, așa, perfect. Deci cei de jos se numesc numitori și cei de sus numărători. Așa. Și scrie acolo numitor, numitor, ca să vadă toată lumea, iar cel de sus numărător. Bun. Să desenez un alt pătrat și pe noul desenez un alt pătrat și arată-mi trei pătrimi din pătratul ăla. Trei pătrimi. Da, se mai vede aici? Se vede, da, da, foarte bine. Îl împărțim în patru, îl împărțim în patru și luăm trei. Că ăsta de jos îmi spune, numitorul îmi spune în câte părți împart. Așa. Perfect. Acolo înseamnă trei pătrimi, nu? Trei pătrimi. Deci, corect, corect. Deci cel de spus, poți să scrii în cuvinte, numitorul arată în câte împărțim întregul. Deci spunem numitorul. Am făcut asta cu doamna învățătoare în clasa 3. Am făcut asta cu doamna învățătoare în clasa 3. Tocmai, de acolo mă leg eu acum. Spune așa, numitorul arată în cât numitorul ne arată, da, arată, în câte părți împărțim întregul. În câte părți împărțim întregul. În câte părți egale împărțim întregul, da? Părți egale împărțim întregul. Iar numărătorul, dedesubt, numărătorul arată
sau, da, ne arată câte părți luăm. Câte astfel de părți luăm. Da. Și acum să ștergem partea de sus cu buretele repede, ștergem partea de sus, lăsăm asta scris și să așa, ștergem tot. Ștergem că s-a înregistrat, vedem, cei care vor vedea filmulețul știu exact ce este acolo. Așa. Hai să facem pe un segment. Luăm un segment de parcă ar fi, nu? Un segment care să fie un întreg. Am făcut-o cu pătratul. Acum să luăm un segment. Și pe segmentul acesta îl împărțim în patru părți. Părți egale. Adică o dată în două și fiecare dată în cealaltă în două, nu? Așa. Deci cum se face foarte rapid? Împarți o dată în două și pe fiecare bucățică în două. Și un pic mai mare. Hai, te rog, un pic mai mare. Așa. Dă-l în două. Și pe așa. Așa, foarte rapid. Și acum arată-mi aici o pătrime. O pătrime, o singură pătrime. Deci tot. Aceea secundă, sigur că da. Pune o săgeată și pune, dacă se poate, cu altă culoare. Da. Da? O pătrime. Deci aceea este o pătrime. Dar nu scrim în cuvinte. Scrim cum se scrie matematic. 1 pe 4. Deci, cel de jos 4 îmi indică în câte a fost împărțit tot întregul în 4 și noi am luat o singură pătrime. Poți să-mi arăți 3 pătrimi? Da. Care? Ce înseamnă 3 pătrimi? 1, 2, 3. Așa, deasupra pune o acoladă sus și acele înseamnă 3 pătrimi. Așa. Acolo înseamnă 3 pătrimi. Scriem pe ea 3 pe 4. Așa. 3 supra 4. Deci vezi? Înseamnă că tot întregul a fost împărțit în câte? În 4. Că așa ne spune numitorul. Și noi am luat 3 din ele. 3 pătrimi. Dedesubt, să vedem, arată-mi 5 șeptimi. Faci un alt desen și să-mi arăți 5 șeptimi. Deci luăm un segment. 5 șeptimi? Da. În câte împărțim? În 7, da? El trebuie să fie egale. Atenție, trebuie să fie egale. Mai degrabă mai ștergi din el. Deci când ai pornit, păstrezi aceeași măsură. Deci păstrezi aceeași măsură. Din ochi, așa, să spunem. Dar important să păstrăm aceeași măsură. Împărțim în 7, așa cum crezi tu. Aceea în 3. Corect, în 3. Dincolo în 4. Aproximativ. Merge un pic mai lung pe cealaltă.
Și un pic mai lungește-o și ai făcut. Câte ai făcut? 7, da? A zis cinci. 5 septimi. Corect. Scrie dedesubt 5 septimi. Și câte au mai rămas din întregul ăsta? 2 septimi. Deci deasupra, fă o acoladă și spune că celelalte sunt 2 septimi. Așa. 2 septimi. Vezi? Așa reprezentăm de cele mai multe ori. Am părăsit ideea cu pătratul, cu nu știu ce. Noi de acum când lucrăm cu fracții, o să vă luăm un segment și îl împărțim în câte spune numitorul, ăsta de jos, și numărătorul ne spune câte bucăți de ce le luăm. Deci asta înseamnă 5 septimi, 2 septimi. Dar 3 septimi, poți să-mi arăți 3 septimi? Corect, foarte bine. Acum, te-aș ruga să-mi faci următoarea adunare. 3 septimi plus 3 septimi plus 2 septimi. Egal cu 5. Exact. Pentru că septimile sunt aceleași, 2 și cu 3 fac 5, da? 5 septimi. Adică cele 3 septimi deasupra și încă două au făcut pe cele 5 septimi. Deci de aceea 3 septimi și cu 5 septimi, 3 septimi și cu 2 septimi este egal cu 5 septimi, da? Bun. Deci cu fracțiile astea se pot face operații. Asta e foarte important. Operații cu fracții. Acesta este momentul foarte frumos, interesant al exercițiului nostru. Deci șterge de desubt complet ce este scris acolo în cuvinte. N-am înțeles. Nu, lași aceea, lași aceea. Acum în ce urmează discutăm. Și să zicem operații cu fracții. Da? Și prima operație, adunarea. Adunarea. Da? Adunarea. Adunarea. Și dă exemplu. 3 septimi plus 2 septimi. Da, trebuie neapărat și timp. Pe modelul nostru. Luăm și alte exemple, da? 3 septimi plus 2 septimi egal cu 5 septimi, ca așa am văzut. Apoi, 8 septimi. 8 septimi plus 9 septimi egal cu Îl păstrăm pe 17. corect, Și numitorul se toate liniile păstrează. și le adunăm doar pe astea de sus, Foarte 17. bine, corect, corect. Cât face? Face. 17. Deci 17, 9 și cu 9, cât am zis eu acolo? 8, parcă, 8 sau... și cu cât? Cu 9? Nu, cu 8. 8 și cu celălalt cât am zis? 7 sau cât 9 este? și cu 8. 9 și cu 8, 17, da, perfect. Și 17 pe 17 cât face? 17 împărțit la 17 egal cu 1. Deci răspunsul corect este egal cu 1. Până la capăt poți să spui egal mai departe cu 1.
Așa. Deci rezultatul adunării, acelea au fost așa, așa ceva. Alte greșițe. Să spunem, 29 de 17, 29 de 17, plus 53 de 17, da? Îl lăsăm pe 17 și adunăm... Numitorul îl lăsăm, da. 82 pe 17. 82 pe 17. Ei, dacă mai putem să micșorăm numerele, adică să împărțim și sus și jos prin ceva, o facem. 82 se împarte la 2. Dar 17 nu se mai împarte. Chiar nu, așa, fiindcă 7 este impar și la 2 se împarte, dar... Corect, corect. Sus vrea, jos nu vrea prin 2. Dar 17, ce fel de număr am spus, am discutat noi într-o seară? Ce fel de număr pare să fie 17? E impar. Impar, de acord, dar mai are o calitate, nu mai are niciun divizor decât pe unul și pe el însuși. Se numește prim. Prim. Da? 17 număr prim. Mai îmi dai exemplu de un număr prim? Nu. 13? 13, corect, foarte bine. E bine? Da, că nu are nici decât pe unul și pe el însuși, 13. Altcineva. Te poți gândi, nu trebuie să te încerci să te inspiri, te poți gândi foarte simplu. Poate. 27. Există, 27 se împarte la 3. 3 ori 9 fac 27. Deci și 9 și 3 sunt divizori. 18, nu. 18, nu. Stați, 20 are... 20 are, 21 are... Așa, cu voce, te rog, cu voce, te rog, foarte bine. 20 are, 21 are... 23... 23, foarte bine. 23 este număr prim, nu are niciun divizor decât pe unul și pe el însuși. Da? Da. 24 are. 24, 26, 25. 25 nu are. Are. Are 5. 5. Sigur că da. 26 are, 27... A tocmai ce am zis că are. Are, sigur că da. 28 are, 29 n-are. 29 n-are. Și așa mai departe. Deci putem analiza numerele acestea care nu au divizor decât pe unul și pe el însuși. În cazul nostru, 17 este număr prim și nu mai are și atunci rămâne așa fracția asta. Deci cu adunarea cum... Ce trebuie să se întâmple ca să poți aduna sau ia să faci și o scădere? Ea spune așa, 47 de 17, 47 pe 17, minus 19 pe 17. Minus 19, da. Minus 19 pe 17. Deci, cum ar fi să-l păstrăm pe 17? Corect, că avea numitorul comun, da. Da. Și atunci scădem 47 minus 19 și îmi dă 10 minus 8, 28. Bun. Cu adunarea și scăderea am discutat acum, ai înțeles. Dacă avem de adunat două sau mai multe fracții și scăzut, trebuie să fie cu același numitor. Pentru început lăsăm acest numitor, toate trebuie să aibă același numitor și atunci putem să le adunăm și să le scădem. Deasupra șterge, că nu se mai vede mai dedesubt,
Șterge și continuăm cu înmulțirea a două fracții. Asta n-am făcut. Deci deasupra, acolo unde e scris cu... Da, da. Stai, da? Iar am făcut-o prea udat. Așa, să vedem acum. Și acum zicem așa, 2 ori 3 doime. 2 înmulțit cu 3 doime. 2 ori 3 pe 2. Egal cu. Facem cumva, doar presupun că eu nu știu, 2 ori 3 și ne este 6 ori pe 2. Nu știu niciodată, trebuie să descoperim. Că ceva nu mi-e clar acum, nu am emoții așa și mi-e teamă să-mi spun vă trăsnaie. Dar ce înseamnă de două ori câte 3 pe 2? Înseamnă să adunăm pe 3 pe 2 de două ori. 3 pe 2 plus 3 pe 2. Ia scrie egal mai departe cu 3 pe 2 plus 3 pe 2. Și după ce am învățat, 6 pe 2... Și ai dreptate, egal acum pot să spun cu convingere, 2 ori 3, nu? 6 acela a fost da. 2 ori 3. Egal mai departe. Da, noi am putut să facem acum de două ori, să facem plus, fiindcă e 2 ori, așa. Mai mult. Ia să vedem, exact. Dacă ar fi fost de sub 7 ori 3 pe 2, scrie 7 ori 3 pe 2. Atunci ar fi fost 7 ori 3, 21 pe 2. Așa ai descoperit. Altfel, cum am fi făcut? Am fi zis 3 pe 2 plus 3 pe 2 plus 3 pe 2 de câte ori adunat? De 7 ori. Deci, corect este cum ai spus tu. Așa, 7 ori. Corect. Ori. Da. Și atunci e 21. Stai o secundă, mă gândesc că și lui 7 poți să-i pui un 1. Pune și lui 7 de desubt un 1, că 7 împărțit la 1 face ca și înainte 7, nu? Deci 7-le ăsta care stă în față acolo, primul, poți să-l spui supra 1. Supra 1, să-l privim ca o fracție. Așa. Și atunci să mulțim între ei 7 ori, cât ai zis, 7 ori 3 și 1 ori 3 aici. 1 ori 2. Deci să mulțim pe aia de sus între ei și jos 1 ori 2. Cât tot 2 dă? 1 ori 2. Foarte tare. Am descoperit o șmecherie minunată. Deci cum se mulțesc două fracții? Două fracții se mulțesc că aia de sus între ei și ăștia de jos între ei. Să nu mai ținem minte scheme de acestea cum ai avut tu, ci pur și simplu ia scrie acum 4 supra 5 ori, pune în dreptul linii de fracții, pune punctul în dreptul linii de fracții, ori, acolo, în dreptul linii de fracții, acolo, ori, linii de fracții din nou, ori o altă fracție, deci trage o altă linie de fracții, drept în timp, în locul, în dreptul punctului, așa, și punem acum sus, să spunem 3 pe 8. Și egal cu după ce șmecheria care am descoperit-o. Atunci facem uite așa. Avem, facem 4 ori 3, 12. Bun. Și atunci am astea două, le adun cumva? Nu, le mulțim. Cum am făcut sus, 1 ori 2. Deci cum mulțim sus, mulțim și jos. 5 ori 8. Ok, da? 40. Asta e foarte tare. Deci la mulțire, când avem de mulțit două fracții,
înmulțim pe aia de sus între ei, numărătorii între ei și numitorii între ei. Asta e cea mai interesantă chestie care am descoperit-o, nu? La înmulțire. Așa se fac de acum înmulțirile. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Știi că tu ai avut așa la test următoarea chestie. 9 înmulțit, ia-ți amintești tu. 9 înmulțit cu... Nu. 9 așa. 2 yes. pe 9 ori 18. Așa, foarte bine. Pune lui 18, pui numitorul 1, lui 18 trage o liniuță și pui numitorul 1 și le aplicăm tehnica noastră. Nu mai pierdem timpul. Și atunci fac 18 ori 2? Corect! 18 ori 2 supra 9 ori 1. Nici nu te mai uita în căițelul tău. Că am pus-o la punct tehnica asta. Nu mă uit în caiet. Fac aici jos. Da, 18 ori 2. Deci am păstrez și zic 36 și apoi fac 9 ori 9. Exact. Foarte rapid. Ia să vedem dacă... Și egal 4. Da, că 36 se împarte la 9 și egal cu 4. Terminat ești. Să deci, vedeți următorul exercițiu. E să vedem următorul, foarte bine. Da. Doar că următorul este o problemă. Să o vedem. Doar că eu am scris pe caiet, el mi-a dat, domnul prof mi-a dat... fișa cu testul și eu am scris doar rezolvarea și fișa o am aici pe clasă și trebuie să mă uit puțin să văd cum arată problema. Clasă. Să-i fac o poză ca să am pe telefon. Cred că aici la contul de școală. Unde matematică? Aici. Test. Așa, stați să fac pozele. La fișă. Așa. Gata. Problema zice așa. I-am rezolvat, a fost ușoară. Doi copii, mai întâi citești și apoi scriu datele. Da. Doi copii au acum 7, respectiv 9 ani. În câți ani suma vârstei lor va fi de 24 de ani? Foarte tare. Foarte tare problema. Îmi place. Ești doi copii. Hai să notăm pe primul copil cu un segment, pe al doilea cu un segment, merge prin metoda grafică, nu-i rezolvare. Nu am făcut-o cu metoda grafică. Putem să facem mai întâi cu algebrică. Hai să văd. Te rog, îți las libertate. Fă cum... Explică cum am scris aici. Deci, da. Doi copii au 7 și 9 ani. Da. Și am vrut să aflu câți ani au împreună, dacă îi adun. Da. 7 plus 9 este egal cu 16. Da. Și acum îmi zice, în câți ani suma vârstei lor, adică 16, va fi de 24 de ani. Ce am făcut? 24 de ani minus suma lor. Da. Și am zis după aia, așa, deci de 8. Apoi am zis că 16, nu știu de unde am scos 8. Adică 8-ul ăsta de aici. Da. Împărțit la 2 copii. Așa, împărțit la 2 copii. Și am zis, după 7, așa, da.
patru, apoi am zis 7 ani cât avea primul copil avea 7 ani, plus 4, 11. Al doilea copil avea 9 ani, plus 4, 13. Și atunci 11 plus 13, care dă 24, m-am verificat. Da. Acum, eu n-am înțeles. Deci, tu ai făcut așa, 17 cu 9 au 16 acum împreună ei. De ce ai scăzut tu din 24 pe 16? Fiindcă îmi zice în câți ani suma vârstei lor, adică 16, va fi 24. Aha, gata, am înțeles. Din motivul ăsta ai scăzut ca să vezi peste câți ani se va întâmpla. Peste 8 ani. Peste 8 ani. Dar de cine ai lăsat 8 ani? Peste 8 ani fiecare va avea vârsta asta. De ce ai împărțit la 2? Fiindcă sunt doi copii și am vrut să... Corect. Fiindcă sunt doi copii și fiecare au crescut cu câte 4 ani. Păi da. Da? Așa. Dacă ar fi fost 3 copii. Deci dacă ar fi fost 3 copii și suma vârstelor lor acum este atât, iar peste câți ani suma vârstelor va fi nu știu cât. Facem o problemă rapid. Deci trei copii, pune o liniuță, trage o linie și așa, la trei. Deci diferența aceea care ar fi dat, o împărțeai la trei, pentru că fiecare au crescut cu câte, nu? O Da, a treia parte din diferența aceea. Fiecare crește cu un număr de ani. Și de ce împărțim la trei? De acord. apoi am aflat 4, care apoi am făcut ca să aflu câți ani are fiecare copil peste 4 ani. Am făcut Bine. că are primul și al doilea plus 4. Și dacă Corect. am adunat cât o să aibă peste 4 ani, 24, deci îmi iese. Corect, corect. Te-ai verificat. Pur și simplu, în partea a doua, te-ai verificat. Că tu te puteai opri, să știi, te puteai opri că peste câți ani? Răspunsul era peste 4 ani. Dar am vrut să... Să ai siguranța că ai lucrat corect. De acord, de acord, de acord. Da. Șterge. Următoarea îmi place tare, tare, tare. Da? Să văd. Da. Mă bucur să o văd. Nu e problemă, dar îmi place tare, tare, tare. Stați să întorc puțin, așa să o scriu cum trebuie. Și apoi va. Să scriu cât sunt cap. 24. Trebuie să-mi fac ceva loc. Pentru că o să fie până aici. 24. Nu, împărțit. Douăzeci și patru împărțit la coladă, da? Nu, Asta este. 24 minus acoladă, 54 împărțit la paranteză pătrată, paranteză rotundă, 24 minus 18, închid paranteza rotundă. Nu închid nicio paranteză. Împărțit la 3, acum închid paranteza rotundă, împărțit la 2, închid paranteza pătrată plus, mai nu, plus 54 împărțit la 9 ori 3, închid acolada, egal cu 4 ori x. Perfect. Perfect. Da, am văzut. Deși 24, mai spune tu încă o dată ieșiți. 24 minus. 24 minus acolada 54 împărțit la, deschidem paranteza pătrată, deschidem paranteza rotundă, 24 minus 18 împărțit la 3, închidem paranteza rotundă, împărțit la 2, închidem paranteza pătrată, plus 54 împărțit la 9 ori 3, închidem acolada, egal cu 4 ori x. Știu să o fac, am făcut-o, pot să fac? Te rog. Deci, o scriem de la capăt. Da. 24 minus
Acolo, 54 împărțit la. Acum am. Nu, nu ne mai uităm. Nu ne mai uităm. Pur și simplu lucrăm și povestește. Voi face paranteza rotundă și până dreaptă și până colada, da? Și nu ne mai uităm pe caietel deloc. Ok. Atunci, scriu din nou. 24 minus rezolv 18 împărțit la 3. 6. Închid paranteza rotundă. Și închid și paranteza pătrată. Corect. Plus, pot să fac și 54 împărțit la... Nu. Nu, o scriu tot așa. De ce n-ai putea să faci 54 împărțit la 9? Și acolo e ori? Acela e punct sau ori? Ce este acolo? Așa. Așa, așa. Ca să nu confundăm cu X-ul ăla, știi? Am mai discutat. Atunci fac 54 împărțit la 9, 6, ori 3. Ori 3. Ok. Și atunci închid acolada. Orice. Închid acolada egal cu 4 ori X. Bine. Acum, scriu din nou 24. Acolada asta nu are rost. Nu mai... Care acolada nu are rost? Aia... De ce? I-am scris că eu am scăpat de ea când am un caiet. Nu. Ea are mare rost, că e minus tot ce va fi calculat în paranteză. Deci minus, lași acolada, pentru că tu trebuie să scazi tot rezultatul din paranteza acoladă. Păi și până când o să las? Până când rezolv paranteza? Până când o rezolvăm complet. Și 24 minus 6 cât face acolo? 18. Așa, acum nu mai are rost acolo, nu mai are rotunda, că ai terminat-o cu rotunda. Deci rotunda nu mai are rost să o faci, să o bypastrezi. Da? Că e calculat-o. Păi mai departe. Deci nici cea dreaptă nu mai are rost, nu? Și 18 plus... Dar ai uitat un 2. Ai uitat un 2, că sus era rotunda, se mulțească cu un 2 și tu nu l-ai pus pe 2-ul acela. Dar 2-ul unde era? Nu era în interiorul parantezei drepte? Ia uite-te un pic. 2-ul nu cumva era în interiorul parantezei drepte? Sigur că da. După rotundă era. Așa, da. Și acum cât vine acolo? 18 ori 2. Nu? Că 24 minus 6 fac 18 ori 2. Și 18 ori 2 îl pune într-o paranteză dreaptă, cum era... Împărțit la 2. Împărțit la 2? Bun, eu nu am văzut aici. Deci vine 18 împărțit, nu-i plus acolo. Și atunci eu pun în paranteză. Păi așa. Dar spui, dar de unde este 18 plus 2? De unde rămas plus 2? Împărțit la 2 este. Așa, da. Și plus mai departe ce este? Plus 18 egal cu 4x. Da. Și reluăm. Minus 54 împărțit la după ce fac asta. Nici acum, după ce fac, nu pot să scap. După ce fac asta și după aia plus asta, nu pot să scap de acolo. Trebuie să facem tot calculul. Când ajungem la un număr, atunci, zicem, minus numărul acela. Nu avem cum, că tocmai ea se adresează întregului rezultat, minusul ăla. Egal cu 4x. Și acolo cât este 50, da, 24 minus 54 împărțit la 9. Da. E, păi și acum, după ce fac asta, acum pot să scap.
Abia când facem și calculul ăsta, scăpăm. Deci vine 24 minus. Deci 24 minus. Așa, pot să scriu. Minus rezultatul. Da, acum nu mai scriu paranteza. Nu mai scriem. Scriem rezultatul care ne iese 6 și cu 18 acela, da? Da, deci. 24. 24. Egal cu 4x. Da. Și acum 0 egal cu 4x. Da. Și x egal cu cât? X egal cu 4 împărțit la 0. X nu. 0 împărțit la 4. 0 împărțit la 4. Că rezultatul se împarte la unul din factori. 0 împărțit la 4 și egal cu 0, așa, da. X egal cu 0, așa. Trebuie văzut. Stai, că în clipa în care n-am scăzut, n-am pus paranteza acoladă, de acum am, matematic, am dat peste cap tot egeșițiu. Că spune așa, minus ce va rezulta din tot calculul acela. De aia punem parantezele. Și de aia facem întâi paranteza rotundă, paranteza... Și dacă am scăpat de acoladă, aici am scăpat de aia. Și mi-a dat. Păi, nu. Eu acum, tu știi bine că eu sunt foarte, foarte, foarte atent și discutăm așa rostul parantezelor. Parantezele au rostul următor. Fiecare paranteză, rotunda trebuie făcută întâi, iar în rotundă ne uităm. Dacă avem adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri, facem. Hai să discutăm la început pe egeșițul ăsta de sus, înainte de a ne apuca de lucru, cu arătătorul tău, vino și spunem așa. Din tot ce știm, întâi să fac parantezele rotunde, după aceea să fac parantezele, paranteza dreaptă și pe urmă paranteza acoladă. Pe urmă, la sfârșit. La sfârșit acolada. Ei bine, în paranteza rotundă ce am avut? 24 minus 18 împărțit la 3. Da. Calculul 18 împărțit la 3 îl facem întâi și face 6 și cu 24... 6 și cu 24... Minus 24 minus 6, corect. 24 minus 6, care înseamnă 18. 18 împărțit la 2? 9. Și tu, practic, ai scăpat de toată paranteza dreaptă. Abia aici faci 9. Și era 54 acum, în acolo, de 54 împărțit la 9, plus... 18, de unde au venit 18? Să vedem, din calculul ăsta din exterior. Adică au fost împărțit, 81 sau ce au fost împărțit la 9? Nu, 54 cred că au fost împărțit la 9 și fac 6. Eu nu mi-am pus ochelari, deci 6. Și pe urmă 6 ori 3, 18. Perfect. Și acum toată acolada, tot ce este calcul în acoladă trebuie făcut. Ca să vedem rezultatul, să scădem din 24, ciuf, da, nu știu ce. Și s-a întâmplat să scădem chiar 24. Deci, de aia spun, scăzut tot ce a rezultat din calculul în sine. Ăsta e rostul parantezelor. Și abia așa rezultatul este, că s-a întâmplat să zici și să-ți dea rezultatul același, e altă poveste. Dar dacă... trebuie să înțelegem că așa se respectă. Bunoară, profesorul care este foarte exigent și foarte atent, el în clipa în care tu renunți la acolade, nu mai are ce urmări. Că minusul se adresează acoladei mari care va fi executată, făcută la sfârșit. Și tu deja ai dat peste cap exercițiu. Deci el nu mai știe ce să facă acolo. Corectorul nu mai are nicio idee. Că ai pierdut acolada care era cu mesajul ăsta. Acolada spune, faci la sfârșit tot ce este în interiorul meu. Dar zici, fii atent că în interiorul meu ai niște lucruri, mai ai o paranteză dreaptă, o faci pe aceea. Și mai ai o paranteză rotundă, o faci pe aceea. Deci mai întâi rotunda, apoi dreapta și în fiecare din paranteze vezi ordinea.
Dacă e vorba de mulțiri și împărțiri, adunări și scăderi, trebuie știm să facem mai întâi mulțiri și împărțirile, urmă adunări și scăderile și toate acestea ne conduc la rezultatul corect. Deci, atenție, nu avem voie să renunțăm la paranteze decât atunci când am terminat tot de făcut. Am terminat-o pe cea rotundă, la revedere. Am terminat-o pe cea dreaptă, atunci renunțăm, la revedere, că avem rezultatul, știm exact ce este acolo. Și când am terminat și pe cea acoladă, la revedere, că tu te-ai redus la un număr. Tu acoladă, rotundă, te-ai redus la un număr. Tu dreaptă, acoladă, dreaptă, te-ai redus la un număr. De aia nu mai ești valabilă. Tu acoladă, paranteza acoladă, te-ai redus la un număr. În final, de aia am renunțat că nu pun în acoladă un singur număr. Sau un paranteză rotundă sau un dreaptă. Un singur număr care a fost rezultatul calculului. Da? Bun. Deci l-am făcut și ce am descoperit aici? Am descoperit acest lucru foarte, foarte, foarte important, că nu avem voie să renunțăm la paranteze decât după ce le calculăm. Asta să rămână definitiv în minte. Definitiv. După ce am calculat și s-a redus paranteza la un singur număr, apoi nu-l mai pun în paranteză numărul acela. E deprisos. De aia ne-am scăpat de ele. Și așa ne ducem rotundă, acoladă, rotundă, dreaptă și prima acoladă. Bun. Aici ar fi meritat exercițiul ăsta fructificat de tine, numai că el a dat zero. Dacă dădea rezultatul ăsta un alt număr, știi bine că puteam înlocui o cifră cum compuneam noi exerciții. Deci ar fi meritat de aici să faci din asta niște chestii foarte frumoase și cu cât înlocuiești cifra mai în interior, cu atât mai calculul e mai frumos. Hai să vedem acum la lecția. Mai ai aici un test ceva sau ăsta e ultimul? Nu, vreau să vă arăt acum, m-ați spus după ce terminăm exercițiile de la testul ăla, să vă arăt ce am făcut astăzi. Asta vreau. La lecția de astăzi. Să vedem exact ce s-a întâmplat astăzi. Da, te rog. De câteva zile, adică de două săptămâni, adică nu, de o săptămână, că de o săptămână merg la școală, fac cu profesorul, nu știu cum să explic asta, să mai bine vă arăt. Am vreo câteva, la fiecare lecție scriu vreo câteva pagini cu, uitați, deci el, mai bine vă arăt. Am înțeles ce face. Oh. Da. Dar aici, hai să vedem, Alesia. Tu vezi, ești pus în situația să nu poți explica nimic de ce ai făcut la tablă. Nu înțeleg, nimeni nu înțelege din clasă. Asta este momentul pe care eu l-am așteptat de la tine. Deci eu am așteptat la tine să spui adevărul acesta. Ăsta e adevărul. Deci acolo pur și simplu desenați de la pe tablă. Uite ce ai făcut acum cu naturalețea ta și cu sinceritatea ta. Pur și simplu ai spus, eu să vă arăt ce fac acolo. Eu te desenile astea le fac. Asta e drama. El a făcut la un moment dat că A plus B plus C minus D minus A plus C și tot așa niște numere. Și apoi ne-a zis A este egal cu un număr, B este egal cu un număr. Și de acolo noi putem rezolva asta, dar el n-a vrut așa. El n-a vrut cu numerele alea. Cu numerele alea. El a vrut să rezolvăm asta așa. Cu litere. Așa, da. Da. Bun. Dar hai să vedem. Scrie în primul rând acela de pe tablă și să încercăm să-l explicăm noi. Să vedem acolo ce a vrut el să facă, da? De ce am scris azi prima dată? Da. De la azi, de la lecția de azi, ca să discutăm lecția de azi. Că tu ai venit la școală dezamăgită, să o spunem pe cea dreaptă. Ai venit neînțelegând nimic. A zis că A plus B minus C și este egal cu A în paranteză plus B
minus C și a zis că mai este egal cu A minus C plus D. Da. Și mai e ceva? Mai este egal și cu altceva? Și după aia a schimbat că A minus B plus C egal D. Și apoi a făcut un desen așa. A este ăsta. B este un pic mai mic. C este și mai mic. Și că... Nu înțeleg nimic. Și că C e aici, că B e aici, și că D e aici, și că ăsta e mai mare un pic, că aici e A și că aici e D. Nu, mai încă să fie aici. Ați înțeles? Nimic, 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 nimic. Deci nimic, 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 nimic. Doamne, 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 ce e de făcut? Asta e școala în care pe voi, pur și simplu, vă termină pentru că voi nu faceți de acolo decât să desenați niște lucruri, fără să înțelegeți nimic. Pătrate cu A și B și C și C pe B și D. Doamne, cât e dificil. Mi-a dat și cu numere în sfârșit. Și am rezolvat-o cu el. Și mi-a dat 176, da. Mi-a dat 176. O operație normală. Și apoi, a zis că putem să rezolvăm această operație prin altfel. Și uitați ce am făcut ca să ajungem tot la 176. Da. Dar în toată perioada asta, cât ai stat la școală, cât ai stat în banc acolo, străduindu-te cât ai putut de mult să înțelegi ceva, te-ai trezit că ai copiat de pe tablă fără să ai nicio idee la tot ce s-a întâmplat. Așa este, da? Da. Deci, draga de tine, așa se va întâmpla în fiecare lecție. Și tu doar spui, am fost la ore, am stat în bancă și m-am străduit și nimic n-am înțeles. M-am străduit și nimic n-am înțeles. Acum eu am să încerc un pic să lămuresc lucrurile astea. Deci cele două formule vi le-o dat acolo, că A plus B minus C le poate pune într-o paranteză, nu știu ce acolo. Și o încercat el într-un fel să figureze cam ce e acolo și pe urmă, pe baza formulelor acelor, a făcut un exercițiu, da? Da. Hai să facem așa. Ștergem, te rog, desenele acestea, tot ce ai figurat tu acolo. Lasă formulele, te rog să le lași formulele. Formulele să le lași ca să putem să le înțelegem pe baza a ceea ce o încerca să vă spun. Nu prea încerca să vă spun. Nu încerca nimic. Da, decât v-ați dat niște desene și cu figuri și... Nu încerca, nu, asta este. El a luat și el din manual niște lucruri acolo și o să vă facă. Nu, a scris pe loc, nu folosește manual. Deci avem un manual foarte bun și nu-l folosim deloc. Asta facem de 3 săptămâni. 4. 4 săptămâni, da. Stați să verific dacă așa. Da, gata, am scris. Da. Alesia, sus acolo, prima să ne ocupăm. A plus B minus C egal cu A plus B minus C, nu? Și l-au pus pe primii două în paranteză. Da. Cu alte cuvinte, punerea lor în paranteze este un lucru deprisos. E deprisos în sensul că paranteza aceea nu are... Paranteza spune în ideea că ar fi nevoie de un rezultat în interior acolo și după ce facem rezultatul acela. Deci
cum este pus A plus B minus C, așa poate să fie, să rămână definitiv. Că nu s-a făcut nicio modificare. A plus B pus în paranteză este doar un plus de scriere, punându-le pe cele două în paranteză. Noi să luăm un exemplu. Că noi, prin exemplu, ne putem da seama. Și zi așa, 7 plus 5 minus 3, nu luăm numere mari ca să putem să facem calculul. 7 plus 5. A, 7. 7 plus 5 minus 3. El a spus că putem face și 7, și 7 plus 5 așa minus 3 și că 7 minus 3 plus 5. Asta vreau da, să înțeleg. Da, da. Asta da. Prin cifre, prin litere și noi nu înțelegem. Da, deci a folosit termeni de ăștia matematici, să zicem. A făcut asociere, i-a asociat 2 câte 2 fiind adunări și scăderi. E adevărat asta. Fiind adunări și scăderi, noi putem să asociem după cum vrem noi în paranteze 2 câte 2. Asta se cheamă asociativitate. Asociativitate. Și el a spus că aplicăm asociativitatea și îl putem grupa 2 câte 2. Și este adevărat că 7 cu 5 face 12 minus 3, la primul egal cât face acolo și la al doilea este același lucru. Da? Deci, concluzia este că pentru adunare putem să asociem cum vrem noi. Ca să înțelegem și mai bine, uite așa, scrie 7 minus 8 plus 5. 12 acolo făcut. 12 minus 3. Ce ai spus acum să scriu? Și de sub este același lucru, nu? Și eu vreau să spun, da. Scrie 7 minus 8, 7 minus 8 plus 9, plus 9. Dacă nu știi asociativitatea, nu se asociezi cum vrei tu, nu poți să faci 7 minus 8, nu? Putem face 8 plus 9 minus 7. 8 plus 9... Minus 7, nu! Nu dă același rezultat. Este total greșit. Putem face așa, 7 plus 9. Adică să-l aducem pe 7 plus 9 și minus 8 la sfârșit. Minus 8 la sfârșit. A zis el la un moment dat primul plus, ultimul minus. Deci, vezi tu, neputând să le pe primele două să facem în ordinea aceea, acum am asociat pe 7 cu 9. L-am adus pe 7 cu 9, care sunt de același semn, și până l-am scăzut pe 8, că nu aveam cum să scădem altfel. Și el v-a spus așa, că A plus B minus C face A și A minus C plus B și B, de acord cu asta, dar trebuia practic să meargă invers, nu pe niște formule și până să facă greșiții. E tocmai invers de cum trebuie să înțeleagă elevul. El trebuie să meargă la exemple practice. Eu ce te-am făcut? Ce am făcut aici? Te-am pus în situația să nu faci scăderea asta. 7 minus 8 nu o poți face. Și atunci ce trebuie să te duci? Să te uiți cu ochii până la capăt și să le asociezi cum îți place ție. Mai clar. Hai să vedem așa. Să zicem 1 minus 3 plus 7, 1 minus 3 plus 7 este egal cu... Facem 1 plus 7 minus 3. Asta, bravo, bravo, așa. 1 minus... Deci asociem cum vrem noi, îi comutăm, deci comutăm pozițiile, le schimbăm pozițiile. Și le asociem 2 câte 2 și rezultatul este foarte rapid de făcut, nu? Face cât face acolo, rezultatul îl putem face. Păi dacă avem asta, dacă avem 1 minus 3 plus 7 minus 5. Perfect. Mai pus în situația... Corect. În condițiile acestea, putem face 7 minus 5, putem să facem calculul ăsta, nu? Ăsta îl putem face.
și vine 1 minus 3. Lăsăm așa, 1 minus 3 plus 2. Perfect. Și acum tu te-ai împiedicat că 1 minus 3 nu poți să faci, dar plus 2 ăsta îl poți lipi lângă 1. Așa. Perfect. Și face 3 minus 3 și egal cu 0. Asta e. Deci dacă vine cu exemple de aici să păstrezi, să te vă convingă că voi sunteți nevoiți să căutați pe ce cu plus, să-i aduceți în prima parte, să-i asociați cum vreți voi acolo și până cu minus de partea cealaltă. Dar dacă pe traseu puteți să faceți anumite adunări și scăderi, faceți. Asta a fost făcută. Hai să vedem eghișițul acela care vi l-a dat ca aplicații cu numerele cele mari acolo, cu ce vă dat. Dedesubt acolo, eghișițul acela când l-ați făcut, prin două metode, ce a spus voi așa? Nu vreți să vedeți a doua metodă, nu vreți? O văd și pe a doua. Văd și pe a doua. Chiar vreau să o văd. Prima este cea normală, adică ordinea operațiilor e prima și a doua m-a pierdut de până la început. Cred că v-a pus pe baza formulelor lor a să faceți fel și chip. Dar hai să pătrundem mai. El a zis 273 minus acolo. Eu o să rezolv fix cum a spus el. Da. Minus 299 minus paranteze 27 plus 104 minus 225 minus 196 paranteză și el a rezolvat-o așa. Foarte simplu a rezolvat-o. 273 a zis el minus a scăpat de asta, a dat la o parte, a pus 299, așa a scris, minus, după aia a zis el 231, adică ăștia doi adunați, după aia minus 29 de aici, nu. Ne-a zis minus 29, minus 196, așa, și apoi a zis el 273 minus 29, toată paranteza, egal cu 176, așa a făcut el. Bun, hai să vedem care au fost lucrurile. Nu am făcut nimic, doar el a făcut așa. Am înțeles, tu ai copiat de pe tablă. Da. Perfect. Ei, el a făcut o chestiune pe care n-a explicat-o cum trebuie. Știi că noi de aici ne-am certat un pic. Ne-am contrazis mai devreme că tu știi că dispare paranteza acoladă. De aici, de la modelul ăsta și la alte modele, că de aceea în eghișițul anterior știi bine că ai renunțat la paranteza acoladă. Da? Păi vedeți că se renunță la asta. Am înțeles. Acum am înțeles de ce a făcut el așa. Dar vezi tu, Alesia, el spune așa, logica este aceeași care am spus-o și eu. Facem întâi parantezele rotunde și a făcut paranteza rotundă câteodată. 234, nu? Că nu a făcut adunarea aceea, paranteza rotundă. 231. Cât este acolo? Deci 236 cât este el? 231, da? De unde a apărut? 127 plus 10, parcă, sau 104, ce este acolo, nu? Da, 127 plus 104. Perfect. Și au făcut, cât au făcut acolo? 231, da? Da. Și nu avea rost să mai păstreze paranteza rotundă. De ce au renunțat? Că pe 231 trebuia să-l pun într-o paranteză rotundă. Și nu l-au mai pus. N-avea rost.
Și pe unul a făcut și paranteza cealaltă rotundă. Câte o dat paranteza celorlalți? 29, da? Da. Și nu mai pus în paranteză rotundă. Că era deprisos 29 să-l pui în paranteză rotundă. Și așa parantezele rotunde au dispărut. Și dacă a dispărut paranteza rotundă, cea dreaptă s-a transformat în rotundă acum. Deci fosta paranteză dreaptă care ținea de la vestul de unde ținea de acolo, fiindcă au calculat cele două paranteze rotunde, nu mai sunt parantezele rotunde și acum cea dreaptă devine rotundă și cea acoladă devine dreaptă. Deci cea, încă o dată, cea dreaptă devine rotundă, este 231 minus 29, și paranteza acoladă, care era, devine acum paranteză dreaptă. Pătrată. Paranteză pătrată. Ăsta e motivul, că nu că am renunțat la ea. Dar dacă nu vă explic, vine să țip în gura mare. Pentru că tu ai avut impresia că ai renunțat la paranteze. Dar ai înțeles logica. După suma aceea, dintre cele două numere, din paranteza rotundă, devin un singur număr și ce rost să-l mai pui în paranteză numărul acela? S-o termina paranteza aia rotundă. Cealaltă paranteză, ce s-o terminat? Dacă s-o termina cele rotunde, nu mai sunt și logic spune să faci pe cele rotunde, nemai fiind rotunde, atunci cea dreaptă sau da, paranteza pătrată, cum îi spuneai tu, devine rotundă, iar fiindcă dreapta o devine rotundă, atunci acolada devine dreaptă sau paranteză pătrată. Bine? Și uite așa e scris. Da? Și acum rotundă o facem. Da. Și facem și calculul acela în totalitate, cu scădere cu tot, cu tot, cu tot. Și răspunsul corect este 273 minus paranteza dreaptă. Și răspunsul este 176, că atât iese la calcul. Vrei să vedem fotona a doua? Te rog. Te rog. Metoda a doua, pagina asta toată. Da. Și a început, a făcut din nou, a notat așa, a făcut așa, iată ce a făcut. Da, am înțeles-o. Ce a făcut acolo, dar tu n-ai făcut decât să copii de pe tablă și te-ai obosit din nu-ți mai trebuie în matematică în viața ta. Exact. Matematică de asta nu-ți mai trebuie. De asta nu. Da. Deci de aceea te-ai dus la școală atât de, te-ai întors atât de trist încât ai spus la ce m-am dus eu acolo, cu ce m-a convins? Ce rost a avut? Am stat în bancă acolo și m-am și stresat. M-am și expus, nu? Pericol să mă îmbolnăvesc și așa mai departe. De ce? De ce să fac asta? Iată așa asta e întrebarea. Scrie din nou ieșitul așa, să vedem. Să încercăm să-l pornim pe metoda a doua, dar nu e o altă metodă. Este aceeași, numai că notat descăzutul cu A. Toată partea aceea paranteză acoladă cu un B. Dar nu e posibil să scriu ce a scris acolo, domnule. Da, te înțeleg. Adică să cerci încă o dată să faci, să treci prin efortul acela de a picta, de a desena, fără să înțelegi nimic, este la timpul ăsta un efort prea mare. De acord. Ce pot să spun, Alesia? Că stresul ăsta va continua maxim. Pentru că neînțelegând niște lucruri, tu faci eforturi mecanic să înțelegi și să desenezi scheme, să înțelegi, dispare paranteza aia, ca și cum ai spus, niște minuni se întâmplă. Exact ca la acrobații de acestea, tot felul de apar, dispar, nu știi nimic ce se întâmplă. Și doar atât spui, m-am fost foarte concentrată ca să copii totul de pe tablă. E adevărat? Să nu-mi scapi ceva de pe tablă, ca să pot să zic că m-am... Da, el îți făcea ceva de genul... Mai interesant.
este mai interesant. Deci asta e și mai interesant. Și cum crezi tu că copiii aceștia vor învăța ceva la matematică? Vor învăța vreodată ceva la matematică? Nu. Și câți copii de aceștia nu sunt? Peste tot, în toată școala noastră. Așa sunt. Așa se învață. Așa e școala. Fără să înțelegi nimic, trebuie să copii de pe tablă. Și atunci, nu e decât un efort maxim. Ce să spun? Cred că este timpul să mai ne uităm și pe ce se întâmplă la clasă, pe lecțiile acelea, ca să putem lămuri câte ceva acolo. Să mă pot lega și să pot clarifica niște lucruri. Deci, în legătură cu operații de adunare și scădere care sunt într-un lanț, nu mai adună și scădere, tu ai înțeles că dacă sunt și paranteze puse pe acolo, ele trebuie făcute în ordinea aceea, paranteze rotunde, drepte și mai departe, acolo, da? Iar cât privești în fiecare paranteză asocierea, o faci cum vrei tu, cum îți convine ție. Le schimbi poziția, faci și comutativitate și asociativitate, toate lucrurile acelea. Dar nu așa. Acum că este ora destul de târzie și oboseala ta este mare, eu îți propun să, când ești mâine sau când găsești timp, să revezi filmulețul nostru. Filmulețul nostru care are în interior din seara asta multe lucruri interesante care îți vor clarifica inclusiv ce necazuri ai avut aici. Să văd la ce oră termin mâine. Mâine, da. Tot cum am terminat azi, am terminat la 4 și 30. Deci la 7, da? La 4 am terminat. Da, și ți-ai făcut temele, înțeleg eu, până la 7, nu? Sau ai avut teme de făcut, da? Păi tot așa, tot în jur de 7 să ne vedem. 6 jumate, dacă... 6. La 6, 6, cum spui tu. Și să fie un pic mai proaspătă și să încercăm din tema care ți-o dat-o, din lucrurile care sunt neclare, să încercăm să vedem dacă putem descifra, să desfacem de acolo, că altfel te duci degeaba, din păcate. Deci te duci degeaba și nu te alegi cu nimic, 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 nimic. Așa, da, dragilor, în seara asta sunt trist. Știi de ce? Sunt trist în seara asta? Pentru că am constatat ceea ce știam. Eu știam că așa este. Eu știam că așa este, dar nu vreau să cred. Nu vreau să cred. Ce? Speram să nu să fie așa. Adică speram ca ceva să se schimbe. Profesorul când ajunge acolo în clasă, el să străduie, să explice copiilor lucrurile acelea pe înțelesul lor, pe nivelul lor. Ori nu interesează. Se copii pe tablă și mai se întâmplă ceva, Alesia. Tu nu ai clasa aceea de la 1-4, bănuiesc. E o altă clasă, alți colegi. Alți colegi, alți profesori. Da, alți colegi. Și atunci, în clipa în care nu înțelegi în timpul lecției, și copii, poate 2-3 copii care se înțelege el acolo urmăresc, și atunci se creează un disconfort în sufletul tău, că nu poți să întrebi ceva, ce să întrebi când acolo ce ai scris, ce ai făcut acolo, nu știu ce, și tu rămâi, cum să spun, rămâi ca nu cumva să te faci de baftă, în ghilimele spun de baftă, că n-ai înțeles chestia aceea și colegii să nu te jignească, să nu spună nu știu cum, așa. Și atunci tu ce faci? Liniște, așa, copii de pe tablă, așa. Ca tine sunt mare parte din clasă. Mare parte din clasă sunt cei care copii. Dar oricum, noi toți suntem atenți la el și încercăm să înțelegem ce explică, dar nu înțelegem și la sfârșit ne întreabă
Ați înțeles? Și noi stăm și ne uităm așa, fără să zicem nici da, nici nu. Și stăm așa și el zice, mai zic o dată. Dar degeaba. Da, asta e drama mare. Pentru că el nu reușește, pleacă de la partea teoretică. Plecând de la partea teoretică, acolo cu literele cele să le asocieze, ca și cum ar spune că... Este încă student. Este încă student, da? Dramatic. Deci nici măcar nu a terminat, este încă student și atunci el... Este anul 2 la facultate. În anul 2. Deci v-a spus că este încă student și că el a fost solicitat să facă orele acestea, neavând cu ce acoperi orele, da? Mai aveam o profesoară la matematică, dar nu știu de ce nu a ales-o, poate fiindcă nu mai are prea multe clase, face la prea multe clase și poate vrea. Așa este, așa este. Da, de aceea ideea pe care o am eu este de urgență, maxim urgență. Adică acum, dacă la buricul târgului, să zicem așa, în București se întâmplă chestia asta, dar prin cătunile acele, prin satele îndepărtate, copiii și ei, nici nu știu că au început școala unii dintre ei. Ei nu știu că au început școala. Îți dai seama. Asta e marea problemă. Deci de aceea ideea care o am, aceea cu făcut școala printr-o televiziune, este cea mai urgentă. Pentru că gripierile acestea care sunt acum nu fac decât să, cum să spun, să fiți batjocoriți. Voi sunteți acum niște copii, parcă cineva v-ar înjura în loc să vă ajute. Înțelegeți? Adică atâta de grav este. Și cum să spun, mintea asta voastră care e atât de nativ, fiecare are puterea să urmărească, să înțeleagă, vrea. Tu vrei. Dar n-ai la ce? N-ai de unde? Vorba ta, când întreabă, ați înțeles? Voi spuneți... Suntem muți. Muți. Așa. Foarte tare. Da. Asta e. Și spun încă ceva. Niciodată, dar niciodată, nu o să putem lămuri lucrurile. Pentru că el, din clipa în care tu acolo la clasă stai atât de conectată la chestia și vrei să prinzi câte ceva, le prinzi prost și eu intru în contradicții cu ceea ce fac eu. De ce intru în contradicții? Pentru că tu spui, am renunțat la paranteza aceea. Acolo, dar am renunțat. Nu mai pun pe ea. Tu n-ai înțeles că fosta paranteza acolo a devenit paranteză dreaptă. Că n-ai înțeles cum... Acestea s-au dus din una în alta și s-au așezat așa. Și atunci conflictul e foarte mare. Nici pe mine nu mai poți înțelege. Nu mai poți crede. Înțelegi tu? Și noi de aici suntem în dificultate. De aceea trebuie urgent, 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 cât se poate de urgent, rezolvată problema asta, că în toată școala se întâmplă așa. Peste tot. Peste tot se întâmplă așa drama asta. Și cu matematica. Din păcate, la română, mă, citești acolo, din manual, citești din... Română am, o înțeleg, am un profesor român. Uite, deci la română, vezi, cât de mult contează? Chiar am luat o notă azi, la test. Foarte tare. Este prima notă pe care ai luat-o, pentru că până acum la școala la 1-4 se puneau calificative. Da. Este prima notă așa, care îți creează un confort, așa că, în mod sigur, la română chiar te pricepe acolo și după cum scrii și după cum așa. Deci româna se poate învăța. Ai de unde, citești o carte, faci, dregi, te descurci. Dar la matematică e foarte greu. Foarte greu că e prost prezentat. Nu-i greu din alt motiv. E foarte prost. Ai văzut-o acolo, băiețelul acela, când m-o convins pe mine, tu te-ai uitat acolo, n-ai înțeles mai nimic din toată discuția aceea, pentru că era clasa a doua
și te-ai întrebat așa, cum la clasa a doua acesta face o problemă, o compune el și vine și se bate pe problemă. Era o problemă că de aici la București până la Bacău este o distanță și că prima zi au făcut atâta distanță, a doua zi atâta din rest, așa mai departe. Nu, n-ai cum să pătrunzi pentru că nu ai noțiunile de bază și atunci lucrurile sunt foarte complicate. De aceea trebuie rezolvată problema asta că nu mă pune și pe mine în stare de dificultate maximă. El face niște lucruri acolo neexplicate. Eu ca să le pot explica, trebuie să stăm să le vedem, să le pigulim, să ne uităm așa ce au vrut să facă. Și în final... O să mai am matematică săptămâna viitoare. Dar hai să facem așa, să ne uităm pe ce ai făcut zilele astea. Da. Că sunt 4 ore. Sunt 4 ore de matematică și ai fost acolo în față, în bancă, 4 ore și ai stat acolo neînțelegând nimic din toată povestea. Că m-am uitat data trecută. Doar să uitați așa. Data trecută am scris 4 pagini. Ai scris 4 pagini. Și titlul este Scădere. Scădere. Titlul este Scădere. Și am scris așa pe prima pagină. Da. Doamne, 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 Doamne. E tocmai invers. Tocmai invers. Este împotriva pedagogiei. Deci totul este împotrivă. Nimic, 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 nimic. Da, am văzut. Am văzut. Deci, cu ce au plecat el? Cu A minus B egal cu D și că A trebuie să fie mai mare decât... Ne întreba pe noi care sunt condițiile unei scăderi. Adică, păi normal că trebuie, de exemplu, A minus B trebuia să fie mai mare decât B ca să se poată face scăderea. Și asta explica. Mm-hmm. Da. Da, eu știam, da. Da, 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 da. Vezi? Iar eu ce am spus? Eu cu băiețelul ăla și-am spus că din cauza acestei mari nenorociri cu matematica, că la sfârșitul clasei a șasea se spune că se poate și 2 minus 7, se poate 2 minus 7, iar până în clasa a șasea tu spui că nu se poate, ești într-o ureche, cum nu se poate? Adică am învățat 6 ani așa, acum 5 ani asta. Și eu spun că se poate și 2 minus 6. Ei, din cauza aceasta, matematica și așa cu greu te duci și până deodată se schimbă tot și dacă nu ai înțeles acelea, pe urmă toată matematica e dărâmată. Nici o șansă nu mai ai acolo. Deci din chestia asta, că nu știi că 2 minus 6 se poate, nu se mai poate face nimic. De aceea eu am venit cu propunerea ca să o facem mai de timpuriu și eu m-am jucat cu copiii mai de timpuriu în clasa 1-a, 2-a și toate lucrurile au mers foarte bine. Dar poate voi fi auzit vreodată câtă vreme se păstrează așa. Ce vină ai tu, Alesia? Ce vină ai tu că școala este așa de tisperie și matematica este așa de prost prezentată încât nu-ți vine decât să spui trebuie să înveți niște definiții, niște scheme de astea ca și cum ar fi amatorile de pe lume. Când văd ce scrie pe tablă, aș face orice, dar să nu stau acolo. Ce tare este. Grozav. Este o tortură. O tortură psihică. Ca să o spunem pe cea dreaptă. Este o tortură psihică stând acolo în bancă și neînțelegând nimic și desenezi de pe tablă cât efort maxim se face. Maxim efort. Că atenția ta trebuie să fie maximă ca să desenezi simbolurile acelea. Neînțelegând cum ele curg unele din altele. Da, asta e drama mare. Și, repet, e foarte greu să repar ceva când cineva a stricat. Totdeauna. Când cineva strică, ca să te apuci să repare în urmă, e foarte greu. Aproape imposibil. Pentru că în mintea ta ți s-a creat starea asta de refuz, de neputință.
că despre matematică, oricât s-ar străduce cineva, pentru că ai tu prea multă experiență din suferința asta în urmă, ca să poți să schimbi în câteva ore. Prea Da. mult ai plâns, să zicem, în interiorul tău. Și de aceea e greu, foarte greu. Dacă și data viitoare, adică luni, vine tot cu A și cu B și cu C, eu nu mai vorbesc. Da, decizia ta e corectă. Adică nu mai scriu de pe tablă, și să le scriu degeaba, când tot nu înțeleg nimic ce faci acolo. Numai așa ca să mă aflu, să spun 4 pagini am făcut, tot același le-am făcut. Nu, nu se va întâmpla să schimbi vreo clipă. Vezi tu, Alesia, pe prof online acolo, intră și profesorii la mine. Și am niște comentarii acolo unde te-am trimis pe tine la comentariile acelea, a unor profesori care spun ce bine că te-am descoperit, că fac și eu, încerc să fac și eu la fel, să aplic metoda ta, profesore. După tine mă iau și fac și eu la clasele mele. Deci cei care sunt, cum să spun, deschiși la ideea de a învăța cum să înveți pe altcineva la matematică, fac așa ceva. Care nu o fac, dar cum foarte mulți nu știu să o prezinte, sperii pe, pur și simplu te sperii de nu se mai trebuie în viața ta să te mai apropii de matematică. Așa că trebuie să rezolvăm problema cealaltă neapărat, că aici ne blocăm. Prin varianta asta ne blocăm și nu există soluție. Bun, am să mai stau eu de vorbă cu mama și să vedem ce putem face. E târziu și te las ca să poți să te odihnești și tu și să spui ce trist este cu matematica asta. Când s-o lumina? Când o răsări soarele și pentru noi, nu? Copiii din generația acestea care suntem acum în școală. Eu zic că trebuie să răsară pentru că continuând așa nu se mai poate. La revedere, Alesia!